Salutare tuturor! Astăzi vă invit să gătim împreună macrou la grătar. Înainte de a pune peștele la copt, îl vom spăla și îl vom curăți și îl vom tăia rondele. După care îl vom marina. Pentru marinadă vom folosi un cățel de usturoi pe care îl vom zdrobi, apoi vom adăuga puțin sos de soia, sare, piper negru măcinat, mirodenii uscate pentru pește, jumătate de lămâie, mai bine zis sucul acesteia, și la final vom adăuga și paprika. Vom amesteca totul și vom lăsa peștele să se marineze sub capac pentru câteva minute, până când aprindem focul. Când focul la grătar este încins, punem peștele la copt. Astfel preparat, macroul se primește foarte aromat și foarte gustos. Vă recomand să preparați macroul la grătar și să savurați rețeta din plin.